Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou tutorial despre tricotat. Astăzi doresc să vă prezint acest model frumos, un model franjurat sau un model cu franjuri sau franjuri false, cum doriți dumneavoastră să-l denumiți. Acest model este foarte versatil, poate fi folosit ca margine a unei fuste, manșetele unei jachete sau chiar marginea unei jachete, chiar și la un guler, la căciulițe, la fulare, la poșete, îl puteți folosi în fel și fel de chipuri. Bun, de obicei eu îl lucrez pe un număr de ochiuri par. Acest eșantion l-am realizat pe un număr de 20 de ochiuri. Pe dosul lucrului vom lucra toate ochiurile pe dos, da? La absolut toate rândurile de pe dosul lucrului se lucrează pe dos și arată, după cum vedeți, astfel. Pe fața lucrului vom lucra toate ochiurile pe față, dar în așa fel încât să obținem aceste franjuri. Încercați să nu tensionați foarte mult firul de lucru, pentru că se modifică dimensiunea franjurilor. De asemenea, trebuie să mai precizez că am ales să realizez acest model prin această metodă, pentru că am verificat mai multe feluri de a lucra și acesta este cel mai sigur, în sensul că nu se desfac franjurile, da? Bun. Acum să trecem la lucru. Primul ochi o să-l iau nelucrat. Încerc să țin cât mai aproape așa ca să puteți vedea dumneavoastră exact cum se lucrează, da? Așa. Și acum, în ochiul următor lucrăm astfel. Lucrăm un ochi pe față. Dăm firul în fața lucrului și îl luăm pe după degetul mare, după care duc firul înapoi în spatele lucrului și în același ochi lucrez încă un ochi pe față. Apoi, primul ochi obținut, da? Îl trec peste cel de-al doilea. Mergem la mai departe, procedăm la fel. Deci, în ochiul următor, lucrez un ochi pe față, aduc firul în fața lucrului, răsucesc după degetul mare, duc firul în spatele lucrului și tot în același ochi lucrez încă un ochi pe față. Apoi, primul ochi îl trec peste cel de-al doilea. Dacă puteți să țineți între timp și franjurul ca să nu-și modifice dimensiunea, ar fi nemaipomenit. Bun. Și acum mă urmăriți, eu am să lucrez, dumneavoastră urmăriți ceea ce fac eu. Deci ochiul pe față, aduc firul în fața lucrului, am răsucit după degetul. Numai un pic. Deci am adus firul în fața lucrului. Am răsucit după degetul mare, duc firul înapoi în spatele lucrului și mai lucrez un ochi pe față. Apoi, primul ochi obținut îl trec peste cel de-al doilea. Da? Și continui tot așa. O să fac, nu știu cum, sper să se vadă bine. Este destul de greu și de lucrat și în așa fel încât dumneavoastră să vedeți cât mai clar. Da? Așa. Acum primul ochi obținut îl trec peste cel de-al doilea. Continuăm așa până la capătul rândului în fiecare ochi. Lucrăm la fel. Deci un ochi pe față, aducem apoi firul în fața lucrului, răsucim după degetul mare și venim, lucrăm încă un ochi. Apoi primul ochi îl trec peste cel de-al doilea, da? Și mai departe. Tot așa, un ochi pe față, o să opresc un pic
Așa, aduc firul în fața lucrului, răsucesc după degetul mare, duc firul în spatele lucrului, lucrez încă un ochi pe față. Vă atrag din nou atenția, încercați să nu tensionați firul de lucru, pentru că se modifică, se poate modifica dimensiunea franjului sau franjurilor. Nu știu cum să spun mai exact, numai un pic aici am, mi s-au, așa, bun. Acum voi trece primul ochi peste cel de-al doilea, imediat. Și să țin și de franjur, așa. Cred că mai devreme am zis franjurului. Trebuia, mă rog, îmi cer scuze, dumneavoastră înțelegeți ce am vrut să spun. Iarăși ochi pe față, răsucesc după degetul mare, duc firul în spatele lucrului, ochi pe față și primul ochi îl trecem peste cel de-al doilea. Așa. Vedeți? Aha. Și continui așa. Numai puțin să răsucesc eu pe deget. Așa, deci aduc firul în față, răsucesc pe după degetul mare, duc firul în spate și lucrez următorul franjure. Bun. Acum primul ochi îl trec peste cel de-al doilea. Același lucru. Aduc după degetul mare, duc firul în spate, lucrez încă un ochi și primul ochi îl trecem peste cel de-al doilea. Foarte bine. Iarăși un ochi pe față. Deci tot timpul când lucrați în ochi, nu dați drumul de pe Andreea, da? Abia când, după ce ați făcut și bucla și ați lucrat ambele ochiuri, le dați drumul după Andreea, da? Așa. Vedeți? Așa. Și acum, ați văzut, dacă trag puțin mai tare, se micșorează. Aici am făcut o prostioară. Numai un pic am făcut o prostioară aici. Gata, s-a reparat. Și aici vom trece. Deci acesta e franjurele obținut. Numai un pic. Și trec primul ochi. Mai bine să-l refac pe acesta. Deci am lucrat primul ochi, aduc imediat firul în fața lucrului. Acum duc firul în spatele lucrului, după ce am răsucit pe degetul mare, lucrez al doilea ochi pe față și acum îl trec pe primul peste al doilea. Vedeți că, deci, un ochi pe față, aducem firul în fața lucrului, răsucim pe după degetul mare, ducem firul în spatele lucrului, un ochi pe față și primul ochi îl trecem peste cel de-al doilea. Bun. Sper că se vede destul de bine, sper. Iarăși, un ochi pe față, aducem firul în fața lucrului, răsucim pe după degetul mare, duc firul în spatele lucrului, un ochi pe față. Acum, primul ochi îl ducem peste cel de-al doilea. Un ochi pe față, fără a da drumul de pe Andreea.
Deci un ochi. Da? Aici ce s-a întâmplat? Deci un ochi pe față, aduc firul în fața lucrului, duc firul în spate, lucrez iarăși un ochi pe față și acum primul ochi îl trec peste cel de-al doilea. Vedeți că nu, practic nu este complicat, dar trebuie răbdare, într-adevăr că este nevoie de răbdare. Un ochi pe față, aducem în fața lucrului firul, apoi îl duc, răsucim pe după degetul mare, îl duc în spate și lucrez un ochi pe față. Și acum primul ochi îl trecem peste al doilea. Da? Așa. Bun. Iarăși, un ochi pe față, aduc firul în fața lucrului, răsucesc pe după degetul mare, duc firul înapoi în spate, lucrez ochi pe față, da? Și primul ochi îl ducem peste cel de-al doilea. Nu, eu nu consider că este ceva complicat, dar bineînțeles că necesită răbdare și atenție și o să iasă ceva frumos la sfârșit. Bun, deci un ochi pe față, aduc firul în fața lucrului, îl răsucesc pe după degetul mare, îl duc înapoi în spatele lucrului, lucrez încă un ochi pe față în același ochi, da? Dau drumul de pe Andreea și primul ochi obținut îl trec peste cel de-al doilea. Și ultimul ochi îl lucrez pe față. Acesta e modelul nostru, chiar nu este, nu văd că ar fi ceva complicat. Bun, așa cum am precizat și la început, pe dosul lucrului lucrăm toate ochiurile pe dos. Primul iau nelucrat, iar următoarele le lucrez normal pe dos. Eu sper să încercați și dumneavoastră acest model, pentru că este deosebit. Nu chiar oricine poate să-l realizeze. Însă cu ambiție și cu răbdare, majoritatea îl pot face. Bun. Cam acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Eu nu prea consider necesar să mai lucrez încă un rând sau mai multe, pentru că practic v-aș arăta același lucru. Da? Bun. Acum ați văzut cum se lucrează acest model. Sper că o să-l încercați și dumneavoastră. E cam zburătăcit, așa, cam zburdalnic. Așa, ce să vă mai spun, vă rog să fiți atenți, să nu tensionați firul, așa cum am mai precizat, și să vă înarmați cu răbdare, chiar dacă greșiți, nu-i nimic, reluați și veți obține până la urmă un rezultat frumos, sunt sigură. Și acum, până data viitoare, vă doresc numai bine, aștept de la dumneavoastră like și share, sper să vă abonați la canalul meu de YouTube Bunii Bunii, dacă nu ați făcut-o încă, și vă spun acum la revedere!